Salut, sunt Francisc și astăzi vă voi prezenta telefonul Vonino Jacques Chio. Asta e cutia. Nu e nimic special. Îmi place cum se prelinge telefonul dintr-o parte în alta. Desfacem în cutie. Avem telefonul pe care vom lăsa deoparte, să vedem ce mai e înăuntru. Bateria. Veți afla că sunt foarte mulțumit de bateria asta. Cablu de date care se transformă în încărcător cu asta. O carcasă de schimb albastră, ea vine cu negru by default. Bun. Asta nu le-am folosit, am avut altele. Să desfac telefonul. Astea sunt urmele care le lasă mânuța pe el. În partea de sus avem mufă pentru căști. Volumul mai sus, mai jos, adică mai tare, mai încet. Butonul de pornit oprit. În partea de jos mufa pentru încărcare și USB și microfon. În rest, în spate avem blitzul, camera foto de 8 megapixel și difuzorul. Și ca să-ți dai seama unde este, cum se deschide ăsta, trebuie să te chinui. Până m-am prins că aici are un locușor. Nu știu cât de bine o se vadă în filmare. Și trebuie să tragi tare de el. E prins în multe locuri. Bun, așa arată în interior. Modelul Jacques Q Dual SIM. Locul pentru cardul micro SD. SIM 1, SIM 2. N-am folosit două SIM-uri, doar un singur SIM. Și bateria. Telefonul l-am avut 10 zile în probe și bateria nu am încărcat niciodată. Trebuie să pui bateria mai... Îmi place că e la fix. O forțez ca să intre înăuntru. De-abia scapă dacă e să joci cu el. Spre deosebire de alte telefoane, când scapă imediat. Iar carcasa, după ce o pui, ai zis că ai pus-o bine, tot mai vezi că are vreo 2-3 locuri unde nu e prins. Gata, s-a prins. Bun, se dă drumul. Jacques Q, powered by Android. N-are sunet? Nu. În față vedem sus este difuzorul și camera fotofrontală și în partea de jos avem cele trei butoane tactice. Bun. Și a pornit. Dă drumul. Ce aplicații am pus, ce aveam salvate deja în cont. Nu știu ce a apărut acolo, eroarea aia. Bun. Conectivitate. Deci trebuie să dăm de două ori
Dăm o dată și apare nicio notificare. Și a doua oară ca să apară Wi-Fi, Bluetooth, rețeaua, profilul audio, mă rog. Hai să pornim Wi-Fi-ul. Să vedem ce găsește. A găsit și s-a conectat imediat. Drept dovadă, magazin Play și a intrat. Per total, telefonul a fost drăguțel, nu extraordinar, dar mi-a plăcut foarte mult faptul că a ținut bateria mult la el. Camera foto nu m-a dezamăgit, a făcut pozele ok, să zic, spre deosebire de alte telefoane. Hai să vedem aici. Făcut poză, filmări, focusează repede. Asta îmi place. Aici avem majoritatea setărilor pe care le avem într-o cameră. Vedem aici, este 8 megapixeli. La camera video, în schimb, am văzut aici calitate video, avem jos, mediu, înalt și fin. Deci, nu zice de cât e fiecare calitate în parte. În partea de sus avem HDR, poză HDR. Sau dacă închidem, avem Hello. Cameră frontală, blitz, oprit, pornit, automat, place cu el pornit, e ok. Ce mi s-a părut ciudățel la telefon este ecranul. Câteodată am impresia că nu este foarte foarte rapid. Am impresia că trebuie să apăs pe el, nu să ating. Poftim, am atins. Nu, trebuie să apeși ca să ia aplicația. Hai să vedem, hai să deschidem altceva. Uite, calculatorul. A luat-o acum. Acum are un pic de lag, nu știu de ce. Acum a luat-o. Dar, per total, merită bănuții. A fost ok telefonul, mi-a plăcut foarte mult bateria. Nu-mi place că rămân urmele astea pe el, dar se șterg. Nu se zgrie, în schimb. Bine, n-am încercat să dau cu un cui pe el să văd că nu se zgrie, dar nu mi s-a zgriat de la chei, de exemplu. Per total, un telefon care își merită bănuții. Vonino Jax Q. Mulțumesc!